Astăzi o să montăm setul motor, un bloc motor. Setul motor este compus din cămașă, piston și biela, care o să vină montat în setul, în blocul motor, în această poziție. Iar la îmbinare dintre cele două subansamble o să vină o garnitură de cupru pentru etanșeitate. Înainte de montat, curățăm foarte bine blocul motor în zona garniturii de cupru. Acestea sunt garniturile de cupru pentru etașarea cilindrilor pe blocul motor. Acum vom monta garnitura de etașare pe cilindru. Curățăm bine prima oară. Iar înainte să montăm garnitura, vom folosi puțină vaselină pentru a o fixa la locul ei. Pentru a monta corect cilindru în blocul motor, avem două sisteme de reper. Unul este săgeata de pe capătul pistonului, care trebuie să vină cu vârful spre volant. Volantul este aici. Sau dacă nu, marcajul de pe bielă să vină pe partea opusă axului cu came. Axul cu came fiind aici, marcajul de pe bielă, și anume cifra care este ștanțată pe bielă, în cazul nostru numărul 1, pe partea opusă. Deci ne indică aceeași poziție. Acum o să introducem în blocul motor pistonul. Avem grijă ca garnitura de cupru să rămână la locul ei. După ce am montat cilindrii în blocul motor, o să folosim un șurub și o șaibă pentru imobilizarea cămășilor, deoarece avem nevoie să răsucim blocul motor pentru a monta vibrochenul.